Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acum vreau să răspund la întrebarea cum să scapi de stres. Ei bine, în primul rând ce este stresul? Că aici sunt foarte multe de spus. Unii spun chiar că este boala secolului nostru. Cel mai probabil așa și este. Pentru că de fapt și de drept stresul apare în momentul în care ai niște decizii de luat și nu le iei și amâni să le iei, astfel încât devin cumva aici ca un motoraș în background, în spatele minții tale, care pur și simplu încep să te hăituiască, pe de o parte. Pe de altă parte, asta sunt la posibile cauze. Pe de altă parte, începi să crezi despre tine că poți să faci mai multe decât poți să faci sau că ziua nu are 24 de ore, ci are 36 de ore și îți dai mai multe sarcini decât fizic ai timpul să le faci și atunci apare partea aceasta de stres că nu le-ai finalizat. Pe de altă parte, sunt foarte multe sarcini pe care le iei și poate nici măcar nu sunt ale tale sau nu știi să le delegi, astfel încât te încarci într-un mod înfiorător cu diverse lucruri de făcut. Din punctul meu de vedere, stresul apare în momentul în care ai foarte multe gânduri, foarte multe idei și nu le pui în aplicare. Cum dispare stresul? Păi simplu! Care sunt soluțiile? Simplu! În primul rând, să-ți faci o ierarhizare a sarcinilor pe care tu vrei să le faci, astfel încât să-ți fie din ce în ce mai ușor. Asta înseamnă, în primul rând, să te observi o perioadă ca să vezi cât poți duce. Adică să nu te mai crezi așa un Gigi Musculo sau un Hercule care pur și simplu le ia pe toate pe umerii săi și poate să le facă pe toate. Nu spun că nu poți să le faci, ba da, poți să le faci. Și după aceea, sigur ai constatat și eu am constatat. Numai că, din păcate, după aceea cine stă și bonește în pat nu știu cât? Sau cine stă și nu se mai dă jos din nu știu unde? Adică, sau cine cade pe stradă și leșină? Păi tot tu sau eu, că am pățit și de astea. Ideea este foarte simplă. Ce ai de făcut? Păi foarte simplu. În primul rând să-ți faci o ierarhizare a acestor sarcini. Dar cum? O prioritizare a lor. Dar cum se face prioritizarea? Nu? Că zici, ba, ok, ușor de zis, dar greu de făcut. Păi, în primul și în primul rând, ce este cu adevărat important pentru tine să rezolvi în viața ta? De aici începe, de la cel mai mare. Ce e cel mai important de rezolvat? Pentru că tu poate n-ai foarte multe sarcini fizice de făcut, dar poate ai foarte multe chestii psihice care te apasă. Poate ai o relație dureroasă cu partenerul sau partenera de cuplu. Poate ai niște frici în interiorul tău. Poate ai cu părinții ceva de rezolvat, cu socrii, cu vecinii, cu rudele, cu surorile, cu bunicii, cu nepoții. Deci poate ai niște lucruri de rezolvat, crede-mă, că poate nu le dai atenție acum și spui, lasă că nu contează, să le fac la anul sau le fac mai încolo când le-a venit vremea. Ei, astăzi le-a venit vremea. Pentru că fiecare secundă care trece cu tine în această stare este o secundă care, din păcate, netratată, ajungi să te îmbolnăvești fizic în corpul tău. Este și normal, pentru că îl vei stresat continuu. Nasol. Și numai asta. O să ajungi, de fapt și de drept, să-ți dai seama că nu poți să-ți faci sarcinile tale de zi cu zi, să spun, la jobul tău nu poți să ai performanță sau acasă când ajungi nu poți să ai performanță, pentru că până nu înlături aceste cauze, să le zicem așa, sau până nu începi să lucrezi la ele, că poate nu știu dacă le vei înlătura vreodată, dar măcar să începi să lucrezi la ele, să conștientizezi ce ți se întâmplă, ce te mănâncă de fapt pe interior, mental, sufletește, emoțional, sentimental, ce te mănâncă de fapt. Pentru că ceea ce te mănâncă pe interior se transpune în exterior prin frustrare, prin dezamăgire, prin lucruri nefinalizate, prin pierderea poftei de viață, prin situații așa zis stresante, de fapt aglomerări de diverse situații cărora tu nu le mai faci față. Și există riscul să te îmbolnăvești, pentru că într-adevăr până la urmă boala te scoate din tot acest cerc vicios. Ăsta e avantajul bolii, ca să ne înțelegem. Să te scoată din toată această vâltoare care până la urmă îți ia și mințile, îți ia și creierul și așa mai departe. Ceea ce este foarte important ca și pași de făcut, pasul numărul 1, să alegi exact ce sarcini vrei să faci. Pasul numărul 2, să împarți dacă e vorba de aceste sarcini, să le delegi dacă este cazul, să rezolvi pasul numărul 3, să începi să rezolvi de fapt ce este dincolo de aceste sarcini. Este un pic de lucru cu tine, știu, și cu mine. Eu știi foarte bine că lucrez cu mine continuu, dar pe de altă parte și rezultatele zic eu că sunt uimitoare în viața mea și sigur și în viața ta. Atâta vreme cât
Într-adevăr, lucrezi cu tine și înveți să te iubești, înveți să te accepți, înveți să nu te mai pui la jug ca pe un bou din ăla în jug de nu mai poate să care săracul decât până leșină. Că nu este cazul. Viața nu este despre cât de mult cari sau cât de mult faci. Aș spune că viața este de cât de mult trăiești cu adevărat bine tu cu tine și cu ceilalți. De cât de mult, uite, te bucuri de soarele care este afară. De cât de mult te bucuri de tine când te uiți în oglindă. Despre asta până la urmă e viața, că nu știu cum să spun, că până la urmă toți murim. Sau tu nu știai că mori, nu? Habar n-am, ți-a mai zis cineva? Eu mor sigur. Așa încât atunci când voi muri, sigur nu voi lua nici mașină, nici casă, nici nimic. Nici măcar pisicile pe care le iubesc foarte mult, ele au drumul lor, eu am drumul meu. Așa încât a venit vremea de fapt să faci cunoștință cu tine. A venit vremea de fapt să înveți să trăiești cu tine fără stres, fără presiune, fără hăi și cea de la spate, ci pur și simplu să trăiești frumos și armonios, pentru că, crede-mă, nu știi exact cât trăiești. Nici tu, nici eu. Nu știu, dacă tu știi, zici și mie, dar eu nu știu. Și nici nu vreau să știu, de fapt. Bun. Dacă vrei mai multe pe această direcție, te aștept cu mare drag la cursurile de formare în coaching, care încep acum în 24 aprilie, online, din fața calculatorului, le poți urmări seara, așa încât doar chef să ai, și să și participi, bineînțeles că sunt în direct, doar chef să ai, că altfel nu-i nevoie să te deplasezi și nu-i nevoie să ai costuri suplimentare. Sau, de asemenea, te aștept la cursul de practitioner coach din București, din 24 mai, 5 zile, de dimineață până seara, 12 ore pe zi, hă, deci crede-o, crede treabă. Sau te aștept, de asemenea, din 9 mai, din 9, din 8 mai, anul acesta, 2017, da? Din 8 mai, în București, la cursul de reprogramare mentală prin tehnici de NLP. Crede-mă că o să iasă fulgi și din capul tău și din capul meu. Dar e bine, e bine, a venit, e nevoie de curățenia asta de primăvară profundă, la nivel foarte profund. Pentru detalii poți intra pe academiadecoaching.ro sau la 0752 163 163. Te rog, distribui acest video, că cine știe cui îi folosește, te îmbrățișez cu inima, te iubesc și spor la treabă. Te pup, pa!